Ne aflăm la final de an, când toți avem dorința de a simți sărbătorile iernii cu bucurie alături de cei dragi. Așa că voi prefața acest material cu câteva imagini care să ne inducă într-un mod plăcut în această atmosferă. Recunosc că imaginile nu sunt întâmplătoare, ci sunt surprinse în comuna Brebu din județul Prahova, unde Moș Crăciun cu siguranță se va simți binevenit. Iar noi, impresionați, ne-am simțit curioși să aflăm mai multe despre acest loc și am cerut o audiență domnului primar. Aș vrea să-mi spuneți, de când sunteți primar în Brebu? În Brebu sunt primar de 8 ani și înainte am fost viceprimar încă 4 ani. Cum vi se pare că se află Brebu astăzi, comparativ cu înainte de a fi dumneavoastră primar? De la o comună uitată de lume, a ajuns o comună deosebită, o comună complexă, o comună care pe mine unul mă reprezintă prin efortul depus în a face din această localitate o mândrețe de comună. Am văzut pe site-ul primăriei că sunt poze comparative. Brebu înainte, Brebu în prezent, drumuri asfaltate, multe locuri îmbunătățite. Cum mi s-a părut toată această muncă de a reuși să ajungeți la acest nivel la care sunteți acum? Exemplificând, vreau să spun că drumurile, unele erau impracticabile în satele alăturate Brebului, mă refer la Petriceaua și la Poduchei, în satul Mănăstirei și Megeșesc îți rupeai mașina pe asfaltul care era deteriorat, nu existau trotuare, iar centru era un mic izlaz unde pășteau în liniște caii și vacele unor brebeni. Dacă ar fi să descrieți Brebu astăzi, cum ați descrie? Dacă stau să mă gândesc că în fiecare zi semnesc câte o autorizație de construire, înseamnă că Brebu este admirat, căutat, nu numai de către brebeni care au fost plecați și au revenit. Este căutat de toți care văd în Brebu o adevărată oază de liniște și de bun simț. Ce ar trebui să găsească turiștii aici? Turiștii aici nu ar trebui să găsească. Turiștii găsesc. Găsesc Brebu ospitalier, găsesc un centru elegant, găsesc un parc unde te poți recrea și dacă politicienii noștri se grăbesc, vom primi înapoi și lacul pe care doresc să-l amenajez și să-i dau o altă formă mult mai atractivă decât cum este acum. A mie mi s-a părut foarte frumos când l-am văzut. Înseamnă că aveți planuri de viitor mult mai importante. Planuri există pentru a reda într-adevăr măreția acestei zone, parc, lac. Dar mai trebuie și ceva investiții și noi nu putem investi pentru că nu este lacul nostru. Dar sper cât de curând să-l obținem. Apropo de monumentele istorice pe care le aveți dumneavoastră aici, știu că este o biserică a lui Matei Basarab, nu? Da, e o ctitoria lui Matei Basarab. Muzeu, o parte din complex este o mănăstire, care suntem mândri, și o altă parte este Muzeul Județean, care ne face cinste, și una și alta cooperează și vizitatorul are ce vedea cu siguranță. Bucuria mea a fost când am venit să trăiesc acel moment de primă zăpadă aici în Brebu, să întâlnesc oameni care să spună numai cuvinte frumoase despre dumneavoastră. De ce credeți că oamenii simt că domnul primar trebuie iubit? Nu e musai să mă iubească. Eu sunt pus aici să fiu un bun manager și indiferent că cetățenii mă iubesc sau nu mă iubesc, eu trebuie să-mi fac datoria. Dar
o mare majoritate, au încredere în mine, pentru că n-am decepționat pe nimeni niciodată. Ușa biroului meu a fost deschisă tot timpul. Am știut să socializez, am știut să răspund la cererile, la dorințele lor, la problemele lor. Am fost prezent tot timpul printre cetățeni. În plus, am făcut foarte multe în Brebu. Pentru că, așa cum am spus, Brebu arăta acum 8 ani altfel. Acum arată și cine vine îl apreciază. Deci cetățenii apreciază și acest efort al meu. Spuneați dumneavoastră că sunteți un bun manager. Aș confirma lucrul acesta pentru că știu dintr-o discuție pe care am avut-o cu dumneavoastră că aveți studii în multe domenii. Sunteți doctor, sunteți inginer, pe parte de informatică aveți experiență. Eu zic că sunt multe calități pentru un primar. Și vă felicit pentru tot ceea ce dumneavoastră ați realizat în trecut, în prezent și cu siguranță o să realizați și în viitor. Care sunt proiectele noastre pentru 2021? Proiectele sunt foarte multe. Dar m-am axat și le-am prioritizat. Vreau să încep cu reparatul sălii de sport a școlii generale. Chiar am scos la licitație acest proiect și sper ca în primele zile ale anului să putem demara lucrările de reparat sala de sport a școlii generale. De asemenea, avem aprobată construcția unei săle de sport polivalente de 180 de locuri. Sper că tot în primăvară să începem și lucrările la această sală. Avem un proiect, construirea unui bazin în partea de nord a Brebului la o înălțime convenabilă încât toți locuitorii care sunt defavorizați la presiunea de apă să aibă apă constantă și în cantități corespunzătoare, și aceste lucrări vor începe tot în primăvară. De asemenea, vreau să încep a introduce apă în satul Pietriceaua, să construim un bazin în zona Barbeș, toată Pietriceaua să aibă apă, printr-o rețea de canalizare din partea de nord, în toată Pietriceaua, după ce am terminat cu introdusul apei, să asfaltăm toate drumurile din Pietriceaua. Este un gând al meu, pentru că acest sat, chiar vorbea unuia care chiar puțin m-a deranjat, a fost uitat în vremuri, deși eu nu l-am uitat. Și tot în anul care vine, urmăresc să termin și asfaltatul în satul Poduchei. Bineînțeles, sunt multe de făcut, dar deocamdată pentru acest an, în limita fondurilor, m-am gândit și m-am axat decât la aceste probleme. Celelalte, anii următori, treptat, vom face ca Brebu să înflorească și mai mult de cum arată acum. Încă o problemă importantă, care tot la anul voi face și este în prim plan, să facem un șanț de scurgere apei pluviale din partea de a ieșire spre ieșire din Brebu, pentru că au fost probleme și au fost inundate câteva proprietăți. Le-am promis de mult și voi începe în primăvara acestui an, printr-un parteneriat cu Consiliul Județean. Dacă în partea dreaptă am făcut trotuar, în partea stângă vom avea scurgere corectă, proiectată, încât ca acele proprietăți să nu fie defavorizate și să nu mai aibă probleme cu inundația. Este un proiect dumneavoastră pe care le aveți în derulare. Vă confruntați cu anumite probleme? Cu singura problemă care te confrunți, probabil datorată pandemiei și lipsa fondurilor, dar și spiritul ăsta, cum să spun, să fiu înțeles corect, nerăbdător al brebeanului, datorită căderilor masive de
de apă, în zona râpa lui Vrad, pe drumul județean. S-a rupturit drumul și accesul mașinilor spre satul Pietriceaua și în continuare spre Aluniș și Slănic a fost întrerupt. Cetățenii au fost puțin panicați, fără să înțeleagă că o asemenea ruptură, un asemenea eveniment nedorit de nimeni, nu poate fi îndreptat în câteva zile. Cu sprijinul Consiliului Județean, la propunerea mea, am încercat o variantare a drumului. La ora actuală, această variantare este aproape gata și cred că atunci când interviul va fi dat pe post, circulația va fi reluată pe această variantare. Ne mișcăm pentru că avem inițiative, știm ce vrem și, de ce să nu spun sincer, am fost și ajutați. Adică oricine, orice om de bun simț te ajută în asemenea situații. Și noi am fost ajutați. De la ploi, așa cum ne-a spus noastră, podul s-a surpat. În ce stadiu vă aflați? Ne aflăm la puțin timp de eveniment. Deci vreau să spun că primăria și Consiliul Județean au fost operativi. Săptămâna trecută s-a întâmplat nenorocirea. Luni la prânz au început lucrările și uitați-vă, au trecut două zile și drumul este aproape gata. Imaginați-vă că acest drum este unea cu zidul de sprijin. Deci se poate. Deci se poate. Dacă dorești și vrei, se poate. Eu consider că în 2-3 zile se poate circula. Cu siguranță că atunci când veți difuza acest reportaj, se va relua circulația. Munca este titanică, efortul este deosebit, dar cu o firmă serioasă și cu receptivitate din partea tuturora, se pot obține și asemenea rezultate. Sper să fie bine. Și sper, aceasta este ruta ocolitoare. Urmează să facă zidul de sprijin, care va începe, sper, în primele zile după anul nou. Domnul primar, felicitări! Am văzut că vă implicați foarte mult, vă implicați activ, dumneavoastră spuneți cum să facă, adică sunteți un om aproape de tot ceea ce se întâmplă aici. Dacă a stat cu mâinile în buzunar, dacă aș aștepta să împice din cer, nu făceam nimica, nici în Brebu și nici aici. Trebuie să fii prompt și să știi ce vrei. Și atunci toate lucrurile decurg normal. Oamenii sunt de bună credință. Numai să trebuie să știi să socializezi, să știi să pui problema, să le ceri și eu zic că treaba ok. Dacă în două zile au făcut ce au făcut, credeți-mă, se poate. Finalul 2020, cum îl văd? Ca un vodevil. Deci pur și simplu, ca un vodevil. Oamenii au votat și au ales ceea ce îi reprezintă. Inteligență, bun simț, pregătire, spirit managerial și, de ce să nu spun, liniște sufletească și liniște dată de bunul Dumnezeu din toate punctele de vedere. Eu cred că simt și, cum să zic, poate mă exprim prea mult. Cred că e și o afecțiune a dumneavoastră pentru această localitate, pentru fiecare locuitor în parte. Nu știu dacă v-ați născut aici, dar cred că puneți suflet deci, în tot ceea ce faceți. Eu aici m-am născut. Părinții mei au fost cadre didactice, au educat generații de generații și credeți-mă, când a fost vorba să aleg între a rămâne acolo unde a fost locul meu de muncă și a veni aici, deși am pierdut foarte mult, am venit aici. Cu sufletul. Și... cu sufletul, cu toată dragostea. Și rămân aici. Indiferent că plouă, că ninge, că sunt iubit sau că nu sunt iubit. Mi-a spus cum vedeți dumneavoastră finalul de 2020-2021 va fi mai bun? Așa simțiți?
Deci, de felul meu, sunt un om optimist. 2021, cu siguranță, cum ne așternem, așa dormim. Așa este. Deci, vom trăi și vom vedea. Da, să dea Dumnezeu să fie bine în 2021 pentru toată lumea, să nu mai fie pandemie și să putem să realizăm tot ceea ce ne-am propus. Cu siguranță dumneavoastră nu o să vă lăsați indiferent de condiții, pentru că oamenii nume știu... Nume stilul, nume caracterul, să cedezi în fața greutăților. Asta este să fim sănătoși. Mare calitate, să dea Dumnezeu sănătoși. Să fim sănătoși. Ne aflăm la final de 2020. Aș vrea să le transmiteți prebenilor un mesaj. Dragii mei, cum sunteți dragi, cu bune, cu rele, sunt aici, mergem înainte. Îmi doresc ca anul care vine să vă aducă numai bucurii. Îmi doresc să fiți sănătoși, alături de familie dumneavoastră, alături de prieteni și oricând ne vom întâlni, să ne salutăm, să ne respectăm și să ne urăm la mulți ani, cu drag, cu dragoste și cu multă prețuire. Proiecte realizate, proiecte puse în plan și numai cuvinte frumoase, toate acestea aparținând unui singur om, primarului din comuna Brebu. Fapte și vorbe care justifică atitudinea plină de încredere a celor care locuiesc aici. Aici cu domn primar n-avem ce discuta, jos pălăria. Ce-i transmiteți? Multă, multă sănătate de acum încolo și tot înainte. Să ne asculte ce zic ceilalți și alea, că e super. Super, n-avem de ce discuta de ce s-a făcut în Brebul ăsta, că am o vârstă și eu, dar nemaipomenit.